Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și, bineînțeles, pe TikTok, pentru că trebuie să fim în ton, așa, cu tot ceea ce se întâmplă în zilele noastre, și pe canalul nostru de YouTube, la Hunedoara 1 TV. Acolo vă invit să vă și abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. În atenția dumneavoastră aducem astăzi informații care sper eu să fie primite foarte bine de către dumneavoastră, pentru că vorbim și despre controalele pe care inspectorii de muncă din județul Hunedoara le efectuează în această perioadă. Vorbim și despre faptul că sunt unii angajatori care nu respectă întru totul legea atunci când vine vorba și despre angajați. Vorbim și despre munca nedeclarată în unele situații, bineînțeles, și ce trebuie să faceți și dumneavoastră din postura de angajat atunci când identificați poate anumite nereguli sau angajatorul nu este așa aliniat cu tot ceea ce înseamnă legea pe care trebuie să o respecte. Este valabil și viceversa, bineînțeles. Discutăm așadar astăzi despre aceste subiecte cu invitatul meu, domnul Adrian Bozdog, inspectorul șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara. Bună ziua, bine ați revenit! Vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit! Munca dumneavoastră acum, dacă unii sunt în concediu, unii sunt în vacanță deja, la dumneavoastră este o muncă așa, în permanență, în continuă, putem spune, pentru că și perioada de vară parcă este una mai agitată în ceea ce vă privește și în ceea ce privește pe unii dintre angajați, angajatori respectiv. Și ați făcut destul de multe controale în această perioadă pe diferite domenii de activitate. Unele dintre ele au fost și programate, bineînțeles, dar altele sunt așa venite în urma unor sesizări, poate, din partea persoanelor care sunt în anumite situații delicate. În alte cazuri vă autosesizați. Da, activitatea ITM nu poate să stagneze pe perioada verii și are un, cum să-i spun, o turnură continuă în fiecare lună a anului, dar în vara este un pic diferit față de iarna, cum spunea cineva, iarna nu-i ca vara și atunci... Încă o dovadă că așa este. Da, și atunci controlele merg pe diferite linii. Singura linie pe care de la care nu ne abatem este munca nedeclarată. Și aici am spus-o și o să spun de fiecare dată, nu există din partea inspectorilor de muncă, nu faceți rabat la sancțiune. Pentru că este un flagel care, chiar dacă la nivelul județului Hunedoara scade, să nu spun că nu există, el există și o să existe tot timpul, chiar dacă lumea crede că noi trebuie să le eradicăm cu totul. Da, așa ar trebui, dar din păcate ele există și, dar cum spuneam și mai înainte, munca fără forme legale scade. Din păcate se constată, dar dovezile sunt din ce în ce mai greu de găsit, este munca la gri, munca subdeclarată, pe care noi încercăm să scoatem și pe asta la alb, cum se zice. Ce pot să spun? Avem sesizări multiple. Se constată o creștere, cu toate că în fiecare an cam 33% din numărul sesizărilor era pe neplată drepturi salariale. Se constată o creștere a acestor sesizări, o scădere a sesizărilor pentru muncă nedeclarată, dar cresc sesizările pe neplată drepturilor salariale la lichidare sau chiar și în timpul ce persoanele se află la lucru. Încercăm să scoatem acest lucru din gândirea angajatorilor, să vedem cum putem să rezolvăm plata salariilor la zi prin măsurile dispuse, chiar dacă există o reglementare în Codul Muncii care e relativ nou introdusă, care spune că dacă întârzi salariul cu 30 de zile poți fi sancționat pentru fiecare persoană căruia nu-i plătești salariul cu o amendă. Sancționat de către ITM. ITM, de către ITM. Ați aplicat astfel de sancțiuni în ultima perioadă? N-am aplicat astfel de sancțiuni, am aplicat doar avertismente în acest caz, pentru că am descoperit nu rea voință, pentru că acolo unde e rea voință o să sancționăm 100%, am descoperit dificultăți economice ale angajatorilor și atunci nu, o amendă pe dificultăți economice ar îngropa de tot societatea și nu asta e rolul ITM-ului.
să îngropi sau să închizi societăți comerciale din județul Hunedoara, să încercăm să păstrăm locurile de muncă, să încercăm să le facem sigure, dacă trecem pe partea de sănătate, securitate, muncă și, până la urmă, un lucrător mulțumit de ceea ce face, cred că duce și la creșterea productivității și a profitului, până la urmă, a angajatorului. Da, ce pot să spun? Colegii mei sunt supraîncărcați pentru că suntem din ce în ce mai puțini și... Nu s-a schimbat nimic din acest punct de vedere, pentru că știu că am mai discutat cu dumneavoastră în lunile trecute și îmi spuneați că sunteți destul de puțini angajați care trebuie să facă și teren, trebuie să facă și munca de birou și e din ce în ce mai dificil, deci nu s-au deblocat, să spunem, posturi. Nu s-au deblocat posturile și... Începând de anul acesta, deja intrăm într-o criză, pot să spun, pentru că deja avem două persoane plecate în acest an și se preconizează plecarea a încă patru persoane. Vorbim de pensionare sau? Pensionare. Vârsta de, colegilor mei, nu la toți, dar o medie de vârstă este destul de înaintată și pierdem oameni buni. Sunt oameni buni în ITM, avem colegi care își fac treaba, nu pot să zic, dar avem și pe zi ce trece, ne împuținăm. Exemplu, luna trecută, în 15, ne-a mai plecat o colegă de la Sănătate, Securitate, Muncă, de la Teva, de la Petroșani, două persoane și de la Petroșani mai pleacă încă trei anul acesta, unul de pe relații de muncă și doi de pe Sănătate, Securitate, Muncă. Și nici măcar în aceste condiții nu se pot face ba da, se angajări? Pot face angajări, dar din experiența pe care eu am la aceste concursuri nu prea vine lumea, pentru că vă spuneam mai înainte, pleacă mulți de pe Sănătate, Securitate, în Muncă, aici trebuie să fie aplicat, adică e o chestie mult mai tehnică decât partea de relații de muncă, unde mai poți jongla cu studiile. Pe Sănătate, Securitate, în Muncă, dau exemplu Petroșanului, pentru că de acolo mi-au plecat trei colegi, pleacă trei colegi în acest an. Am nevoie de ingineri minieri, am nevoie de oameni care să intre în mină, avem nevoie de oameni care să cunoască sistemul de producție din minerit și ceea ce cerem noi. Și nu-i mai prea găsiți pe acești oameni care... Nu găsim acești ingineri minieri, electromecanici minieri, care să poată să facă aceste lucruri. Din păcate. Plus că experiența se acumulează în ani, chiar dacă au studiile necesare, cred că durează câțiva ani până când să deprindă toate părerea mea lucruri. Este că un inspector de muncă bun, la nivel acceptabil se formează în minim 3 ani de zile. Până la 3 ani de zile nu poți să spui că e un inspector de muncă bun. Iar vedeți și dumneavoastră, modificările legislative sunt în cascadă. Și atunci trebuie să te pui la punct cu toate modificările legislative și cu tot ceea ce vine. Și dacă nu ai baza, este destul de greu să te mai poți pune la punct și să ajungi la zi cu toate aceste modificări legislative. Da, din fericire, și eu spun cu toată responsabilitatea, nu am sesizat în ITM și pentru asta îi felicit pe colegii mei o automulțumire pe ceea ce fac. Să zic că, băi, vine, trece astăzi, vine mâine. Nu. Toți sunt prinși în ceea ce fac și mai ales că au și foarte mult de muncă. E bine ca și colectiv, dar asta poate și mai bine, în sensul că ne-ar mai trebui, cel puțin zic eu, din punctul meu de vedere, cel puțin 10 oameni să fim la limita de jos a sunt șanse din ceea ce ați nu știu, poate o să încercăm, și poate... O să încercăm să scoatem la concurs posturile vacantate în acest an, pentru că asta e singura posibilitate, ceea ce a fost anii trecuți nu se mai pot scoate la concurs, că s-a vacantat anii trecuți. Așteptăm și noi reorganizarea sistemului, așa cum spune legea, la 30 iunie trebuia să se întâmple ceva, deocamdată nu știm nimic. Nu care ar fi fost formula, să spunem, de reorganizare în ceea ce privește ITM Hunedoara? În principiu se pierd doi șefi de birou, cei care există la acest moment, funcția de șef de birou, oamenii rămân, și niște funcții de șef serviciu, asta în primul rând, iar apoi se comasează niște servicii, compartimentul muncă nedeclarată se comasează în principiu cu
cu serviciul relații de muncă, control relații de muncă. Asta înseamnă un volum mai mare de muncă pentru acei oameni sau... Nu neapărat un volum mai mare, dar se poate ca, s-ar putea să vedem cum vin și fișele de post, ca cei de la muncă nedeclarată care au niște obiective clare și un număr de controle mai mare stabilit pentru ei față de ceilalți, să intre în aceeași oală și atunci să aibă mai mult de lucru unii dintre ei. Poate și salariile vor fi mai mari. Poate nu. Aici asta a fost o glumă. Nu. Salariile sunt cele stabilite prin legea 153, pe grile, s-au primit acum niște majorări de salarii în luna iunie și în decembrie anul trecut. A fost o reparație, până la urmă, morală, din punctul meu de vedere, pentru că s-au egalizat salariile cu nivelul salarial al colegilor noștri de la Inspecția Muncii. Deci erau anumite inechități. Da, ei aveau salariul de la București pe structura superioară mai mare decât ale noastre la județe și bineînțeles că mai erau și anumite diferențe între noi și alte inspectorate sau existau, pentru că între timp s-a câștigat și în instanță, pentru că unele inspectorate au dat în judecată sistemul pe familie ocupațională și au câștigat din timp aceste drepturi salariale și atunci un inspector de muncă care lucrează la ITM Iași, la un primul ITM care a câștigat, față de ITM Hunedoara putea să aibă salariul și cu 15% mai mare decât al nostru din teritoriu. S-a aplicat și ultima ordonanță de urgență cu acel de 5% în luna iunie și 5% în luna septembrie. Nu pot să mă plâng de salariu eu, cel puțin, pentru că asta este. Mergem la servici și pentru salariu, dar în primul rând mergem la servici să ne facem treaba. Și atunci salariile pot fi și mai mari și că nu pot să zic că nu ar putea fi, dar deocamdată s-au mai reglat din diferențe și cred că e ok. De la 1 iulie vorbim de salariu minim pe economie mai mare, de la 3300 la 3700 de lei. Ce înseamnă acest lucru? Angajatorii au anumite obligații în această perioadă? Da, care sunt noutățile, să spunem? Salariul minim pe economie stabilit prin hotărârea de guvern 598 din iunie 2024 spune că pentru un program normal de lucru, în medie cam 168 de ore, salariul minim pe economie reprezintă 22,024 lei pe oră, adică 3700 de lei pe lună, salariu brut. Este un salariu care nu poate fi coborât de niciun angajator și trebuie garantat în plată conform codului muncii. Există o dispoziție care din acești 3700-300 de lei sunt neimpozabili și atunci crește puțin și netul referitor la ceea ce... Practic pe acea sumă angajatorul nu este obligat să plătească dări la stat. Mai există o discuție în spațiu public acum pentru că, după cum știți, la 1 ianuarie a intrat în vigoare un articol din Codul Muncii care spune că dacă pe o perioadă de 24 de luni angajatorul a ținut lucrătorul pe salariu minim pe economie, de la 1 ianuarie 2024 nu mai poate să plătească doar salariul minim pe economie, trebuie salariul să fie peste salariul minim pe economie. Discuția în spațiu public a apăruse ieri, ce se întâmplă cu cei care au majorat salariul după 1 ianuarie, acum poate să-i dea tot 3700. Răspunsul clar este nu, nu se poate, atâta timp cât acel angajat are un contract continuu și 24 de luni din perioada contractuală a primit minimul pe economie înainte. Deci chiar dacă în ultimele 6 luni s-a crescut salariul, cele 24 de luni maxim cât poate să lucreze un lucrător pe salariul minim pe economie există, începând cu 1 iulie 2024, salariul nu poate fi 3700. Trebuie să fie mai mare decât 3700. Adică și aici, o persoană care lucrează, să spunem, de 2 ani, de 3 ani, doar pe salariul minim pe economie. 2 ani, de la 1 ianuarie 2022, 2 ani pe salariul minim pe economie, nu mai poate lua salariul minim pe economie începând cu 1 ianuarie 2024. Nu mai poate, dar în unele cazuri se poate. Ce se întâmplă în acele situații în care angajatorul în continuare îi dă acelui angajat doar salariul minim pe economie? Pot veni cu o sesizare, pentru că
angajații. Consensizare către ITM, noi o să punem lucrurile la punct prin măsuri dispuse angajatorului, dar spuneam, trebuie să vină spre noi dacă lucrează așa, pentru că suntem puțini și nu putem acoperi toate domeniile de activitate. Dacă stăm să analizăm undeva la primele 5 luni, am verificat în domeniul relațiilor de muncă un număr de 111 firme, ceea ce reprezintă undeva la 10-12% din totalul firmelor din județul Hunedoara. Ce ați descoperit probleme în ceea ce privește Am descoperit probleme salariul minim pe economie, dar nu la mărirea acestuia, ci la negarantarea în plată a salariului minim pe economie. Au uitat să-l majoreze, cu toate majorările succesive existente, au uitat să majoreze salariul la 3300 și atunci noi am revenit și i-am obligat ca de la data intrării în vigoare hotărârii de guvern să stabilească salariul minim pe economie de 3700. Există iarăși o discuție. Acelei 300 de lei neimpozabili sunt doar pe salariul minim pe economie. Dacă se crește salariul minim pe economie, peste salariul minim pe economie, venitul peste salariul minim pe economie, se impozitează și acei 300 și atunci angajatorul, ca să poată să-i dea aceeași sumă ca și celui care are salariul minim pe economie, va trebui să-l crească un pic mai mult decât 1, 2, 3, 5 lei, cum am văzut că se încearcă să crească peste salariul minim pe economie. Pentru că în lege nu este prevăzut cu cât trebuie crescut salariul. N-am făcut un calcul acum, dar la 3300 era undeva la 154 de lei creșterea pentru a nu afecta venitul net al lucrătorului. Și aici iară fac o paranteză. De aici se poate vedea, nu se poate dovedi, dar se poate vedea munca la gri, într-un fel. Știți cum? În momentul când angajatul pleacă acasă cu o sumă înainte de majorarea peste salariul minim pe economie și acceptă un salariu mai mic net decât cel care l-avea înainte, e clar că din punctul meu de vedere, e clar că se iau bani și altfel. Pentru că nimeni nu acceptă o scădere salarială doar pentru că crește salariul minim pe economie sau peste salariul minim pe economie. Nu cred că cineva acceptă să meargă acasă cu mai puțin bani. Nu cred. Doar așa de dragul angajatorului? Da, sau... nu, asta nu cred. Și atunci sunt sigur că acolo se dovedește, se poate dovedi greu, dar se poate dovedi că este muncă la gri. Încercăm să scoatem, cum spuneam și mai înainte, la capăt, dar ăsta este un instrument prin care se poate descoperi, iar angajatorii trebuie să știe că ne dăm seama dacă se plătește pe statul de plată sau și pe statul de plată și din mână. Recomand tuturor angajatorilor să majoreze salariul minim pe economie la 3700. Este o directivă europeană care trebuie pusă în practică. Trebuie să ajungem până la un moment dat la salariul minim pe economie la nivel european și asta este un prim pas spre salariul minim european. Da, asta ar fi ideal dacă ar mai rămâne și toate celelalte taxe la același nivel și atunci și românii ar resimți mai bine aceste creșteri salariale, dar greu de spus că se va întâmpla acest lucru. Deci vedeți că se face progresiv creșterea salariului minim pe economie. La 1 ianuarie va fi o nouă creștere a salariului minim pe economie anunțată deja de către primul ministru și ministerul muncii. Deci să ne așteptăm și la noi creșteri de taxe și așa mai departe, că și de la 1 iulie am asistat la creșteri a prețului de carburant, de gaze naturale. Accizelor, exact, da. Așa. Dar, de exemplu, creșterea salariului minim ar trebui să influențeze creșterea punctului de amendă la în domeniul circulației, așadar, deocamdată, tot prin hotărâre de guvern, sau cred că da, s-a fost stabilit că rămâne la același nivel ca anterior și atunci taxa nu crește. Unele taxe nu cresc. Unele, exact. Da, da, într-adevăr, creșterea salariului minim pe economie este o creștere și a dărilor către stat, dar aceste dări se trag, nu le plătește până la urmă, le plătește angajatorul, dar se rețin angajatului și partea de... e dreptul angajatorului să-l plătească angajatorul către stat, așa că nu văd o discuție. Și în aceste condiții poate sunt unii care își doresc și un al doilea loc de muncă, poate și un al treilea loc de muncă, de ce nu? Și vine întrebarea firească, câte joburi putem avea în condițiile în care, iată, poate sunt unii care au salariul minim pe economie și își doresc mai mult? Bun, acum dacă discutăm... Legal vorbim. Dacă discutăm de Constituție, Constituția nu poate... dispune că nu se poate îngrădi dreptul la muncă. Deci poate munci
dacă vrei pe normă întreagă și poți și ești în stare, 3 norme întregi pe zi, adică 8 ori 3 fac 24 de ore. Poți, deci poți să fii concomitent, angajat în 3 locuri. Dacă vorbim de normă întreagă, da. Dacă vorbim de norme de 2, de 4, de 6 ore, pot să și crească, dacă, cum se vorbește greu acum, de crezut dacă, în România. Dacă te ține. Da. E, dar există o reglementare și a fost introdusă în Codul Muncii anul trecut. Nu se pot încăleca orele. Adică dacă pe vremuri existau persoane care aveau contracte de muncă și aici erau în profesiile liberale, contabilitate și altele, în care aveau contracte de muncă la pe aproximativ 26-28 de ore pe zi. Acum acest lucru nu se mai poate, trebuie să nu se suprapună orele în care se lucrează și atunci dacă de la 8 la 16 se lucrează, poate avea un nou job de la ora 16 doar în continuare și bineînțeles de la... Deci putem avea mai multe locuri de muncă, da. Legal, perfect. Sigur, legal. Da. Sigur că da, iar discuția cu plata dărilor la fracțiunea de normă, ele se plătesc la normă întreagă atâta timp cât nu mai există un alt contract de muncă cu normă întreagă sau cu jumătate de normă, ca să vorbim de jumătate de normă, atunci se plătește normă întreagă către stat, ca să spun. Dar pensionarii, elevii, studenții nu plătesc decât acea jumătate de normă. Și ați adus în discuție și elevii, minorii. Perioada de vară știm că înseamnă mai multe oportunități, poate, de locuri de muncă și sunt destul de mulți tineri care își doresc totuși pe perioada vacanței să își facă propriul bănuț, cum se spune, și se angajează legal sau nu, asta dumneavoastră probabil o să ne spuneți, în domeniul ospitalității. Vedem tineri care sunt la terase, sunt poate la unele hoteluri angajați în această perioadă. De la ce vârstă au dreptul acești minori să lucreze și în ce condiții? Deci minorii pot lucra de la vârsta de 15 ani. Aici discutăm de 15 ani, este nevoie de acordul părinților scris. Angajatorul trebuie să obțină acordul părinților scris pentru a putea angaja un minor. De la 16 ani se poate lucra fără acordul părinților, dar și aici există niște reglementări legale. Norma întreagă este de 6 ore, nu de 8 ore, dar reprezintă o normă întreagă. 6 ore reprezintă o normă întreagă. Concediul este, nu poate fi decât concediul stabilit pe Codul Muncii, minim 21 de zile. Și toate drepturile care curg de aici nu pot fi mai mici decât salariul minim pe economie. Cam astea sunt condițiile în care se poate lucra la această oră cu minori și da, am observat și eu, sunt și în principiu se respectă legea pe minori. Nu am găsit în ultima perioadă în controle minori care să lucreze fără contract de muncă, minori abuzați sau puși la lucru ilegal. În Petroșani am găsit ceva, am și făcut plângere penală către poliție și către protecția copilului pentru abuz asupra unor minori care lucrau fără contracte. Erau copiii acelor persoane, dar nici așa nu e posibil. Deci nici măcar angajatorul care poate are un copil doi nu își pot pune copiii la muncă ilegal. Nu se poate, se poate. Motivând probabil că doar mă ajută aici. Nu, asta este o poveste pe care o auzim în fiecare zi, adică mergi pe teren și găsești muncă fără forme legale și povestea asta, au venit să mă ajute sau acum au venit sau urmează să se angajeze, au venit să vadă ce e aici. Mai există acea perioadă de probă? Era la un moment dat. Există perioada de probă și aici trebuie să discutăm puțin despre perioada de probă și perioada de verificare a aptitudinilor. Pentru că foarte mulți angajatori încurcă cele două perioade. Sunt chestiuni diferite, să total înțelegem. Diferite, da. Și perioada de probă există în interiorul contractului individual de muncă. Deci nu există în afara contractului individual de muncă că l-am ținut în probă, că au venit în probe de lucru. Nu există așa ceva. Deci de când merge o persoană și discută și este acceptat cu o zi lucrătoare înainte job? Trebuie încheiat contractul individual de muncă. În prima zi se face instruirea sănătății și securității în muncă, iar după aceea la treabă, cum se spune. Dar perioada de probă te ajută în interiorul contract. Te ajută și pe tine ca angajator și pe tine ca angajat. Dacă
consideri că nu ți se potrivește acel job, printr-o simplă notificare poți să anunți angajatorul că de mâine nu mai vin, am încetat raporturile. Tot așa și angajatorul poate veni printr-o simplă notificare către angajat, nu corespunzi locului de muncă, încetăm colaborarea. Revenind la partea de acea parte de probă, cum spun angajatorii, că îl aduc în probă și îl țin o zi, două, trei, să poate vedem chiar cum, și o lună. Poate chiar și o lună. Da. Nu există așa ceva, v-am spus. În interiorul contractului de muncă există perioada, adică, de probă. Adică și acea perioadă de probă trebuie să fie plătită. Plătită și se constituie vechime în muncă până la urmă pentru persoana respectivă. Referitor la faptul că ni se reproșează, dar cum să-l angajezi dacă nu știe nimic? Există posibilitatea și în codul muncii există acea posibilitate să-i verifici aptitudinile. Asta nu presupune că îl ții o zi întreagă la servici. Și să dau un exemplu concret și foarte simplu. Femeie de servici, să nu zic altceva. Da? Vine și hai să vedem ce știi să faci. Da, în baza regulamentului intern, unde trebuie să existe o procedură de verificare a aptitudinilor, o oră, două, trei, sub directa supraveghere a unui lucrător din cadrul firmei, îi verifici aptitudinile. Da, în acele două, trei ore vezi dacă se descurcă, să măture, să spele pe jos, să facă ce are de făcut. Tot așa și pentru celelalte operații din firmele respective, adică un strungar, un orice. La orice putem discuta. Un specialist știe imediat da, la dacă ce se va descurca atent sau nu s-a descurcat. Și atunci vine cu propunerea către angajator să angajeze acea persoană. Dar, repet, nu poate fi considerat în probe în afara contractului individual de muncă. Deci este obligatoriu să fie încheiat un contract de muncă imediat după ce are loc poate o discuție cu privire la faptul că urmează sau nu să fie angajat. Perioada de probă este obligatoriu cu un contract de muncă. Contract individual de muncă, sigur, încheiat cu 24 de ore înaintea începerii activității. Și transmis în revisal, semnat, că și aici e o problemă discutabilă, n-a semnat contractul. Contractul se încheie în formă scrisă, deci nu avem ce discuta pe tema asta și dacă e în formă scrisă trebuie semnat de către angajat. Da, da, zice angajatorul, da, da, ți l-am trimis în revisal, ce vrei, nu vezi că e ok? Da, e ok, dar angajatul nu știe ce drepturi are, ce obligații are, ce scrie în acel contract de muncă. Deci trebuie să respectăm în totalitate codul muncii, nu doar pe jumătate. Adică ți l-am transmis, e obligatoriu legal. Trebuie înregistrat în revisal, vorbim poate de un posibil angajat care va rămâne poate doar o lună acolo sau doar două luni pentru că nu corespunde cerințelor angajatorului, trebuie obligatoriu înregistrat în aplicația revisal. Da. Există și se plâng angajatorii de faptul că lucrători care vin astăzi și pleacă mâine și ei trebuie să-i introducă în revisal. Asta este, asta e legea, nu trebuie să o respectăm. Niciunde nu spune cât poate sta în revisal sau nu există o reglementare care spune da, trebuie să stea o lună. Nu, există, așa cum termenul de înscriere în revisal este cu 24 de ore înainte, o zi lucrătoare înainte, așa și înainte de a se încheia contractul. Da, și încetarea se face în aceea zi când îi se aduce la cunoștință angajatului că este eliberat și sau la data aducerii la cunoștință a faptului că nu mai vine la servici. Adică aici există posibilitatea să intre într-un concediu medical prelungit sau intervine o altă, nu, ce, cum să vă spun eu, o altă situație. Doamne ferește, un deces și nu ți se aduce la cunoștință. Doamne ferește, o cercetare. Excepțiile care contractul de muncă se încetează revizat la data aducerii la cunoștință că angajatul nu mai vine la servici, nu mai vrea să vină sau nu mai poate să vină la servici. Vara nu înseamnă doar poate mai mulți minori care își caută un loc de muncă, ci înseamnă și mai mulți angajatori, mai mulți antreprenori poate, care caută oameni care să muncească cu ziua, cum se spune, acei zilieri. În cazul acestora, ce trebuie făcut? Angajatorul are aici poate mai multe obligații decât acel zilier. Cum se procedează în cazul lor? Da, în legea 52, cea care reglementează domeniul zilierilor, are un articol
sper să nu mă înșel, articolul 11, care spune exact care sunt domeniile unde se pot folosi zilieri. Și aici discutăm de agricultură, discutăm de silvicultură, de vânătoare, de deci nu industria. În orice domeniu putem folosi zilieri. În industria spectacolelor și nici aici, chiar și în Horeca se pot folosi, dar în anumite poziții. Nu poți să-l angajezi în Horeca zilier un bucătar sau un ospătar sau recepționer sau nu știu, nu pot fi zilier. Aici pot fi un ajutor de bucătar, un bicolo, un ceva care nu presupune muncă calificată. Și iarăși nu se pot folosi zilieri în relația cu terții. Adică dacă eu angajez zilier pentru a împărți niște pliante, da? În publicitate, că, pentru că este se permis. Se practică, da. Da? Fac pentru mine, nu pentru altul. Acel om poate să-și facă singur publicitatea. Nu vine la mine, eu îi fac publicitatea ca firmă, angajez tot eu zilierul și distribui pentru un terț. Nu există așa ceva. Iarăși există o aplicație care există și pe telefoanele mobile și pe calculatoare, care poate fi descărcată de pe site-ul Inspecției Muncii, www.inspecțiamuncii.ro, în care se introduc acești zilieri înainte de începerea activității și toată baza de date se încarcă în serverele ITM-urilor și a Inspecției Muncii, de unde noi scoatem zilierii și verificăm dacă aceștia au fost sau nu înregistrați. Iarăși o reglementare pentru cei care folosesc zilieri, proporțional cu zilele lucrate, suma plătită nu poate să fie mai mică decât salariul minim pe economie. Deci există și anumite obligații financiare, să spunem. 20 de lei sau 50 de lei. Trebuie există să calculez un minim care... Un 22 de lei pe oră. 22,024 de lei pe oră la o normă de 168 de ore pe lună, cum spuneam, începând cu 1 iulie. Iar dacă lucrează 3, 4, 5, 6, 7, 8 ore pe zi, înmulțit 22 de lei cu 22,024 cu numărul de ore și asta este suma minimă care trebuie plătită zilierului la sfârșitul zilei. Este și un număr de ore pe care zilierul trebuie să le efectueze în câmpul muncii, adică poate lucra 2 ore poate sau 12 ore? Poate lucra 2 ore, poate lucra 12 ore. Acum normativul este de 8 ore medie, dar el nu este dacă nu se consideră orele suplimentare, ele se consideră ore și vedeți, în agricultură mai faci o pauză. Munca este zi lumină, cum se spune, că nu, în iarnă nu mai îi folosești. Mai sunt cei care culeg acele fructe de pădure și acolo se pot folosi zilierii, dar spuneam de partea de relații de muncă, adică de salariu, de introducerea în aplicație, acum mai nou există și obligativitatea instruirii în SSM și aceasta există în registrele speciale care trebuie semnate de către angajat că i s-a adus la cunoștință faptul că trebuie să respecte normele de SSM la locul de muncă. Pentru că se pot întâmpla și acolo accidente și nu e în regulă. În domeniul construcțiilor știu că cred că în fiecare an ați avut controle și ați și identificat acolo sau de cele mai multe ori acolo ați identificat acea muncă nedeclarată sau muncă la gri, cum ne place nouă să spunem. În acest an ați depistat și astfel de probleme în construcții, că vedem peste tot șantiere, unele dintre ele părăsite, să spunem așa, altele în continuare sunt în desfășurare. Da, verificăm și este unul dintre obiectivele pe care inspectorii de muncă și în mare măsură pe sănătate, securitate în muncă le au la fiecare control, chiar dacă spuneam mai înainte, sunt controle mai directe, mai așezate către codul CAEN, ei când iasă pe teren au obligativitatea să fie cu ochii în patru pe șantierele deschise pe raza județului Hunedoara. Da, am descoperit și în acest an muncă fără forme legale în construcții, în mare măsură nu la angajatori din județul Hunedoara și asta mă bucură. Angajatori veniți din alte județe care... Cred că încă mai pot fenta care vin să, sistemul. Să lucreze în zona noastră. Chiar eu am fost pe teren la
un liceu aici, pentru că ne sesizase cineva un posibil accident de muncă. Undeva, da? Și, de fapt, nu era un accident de muncă, era un... Ți se făcuse rău unui lucrător aflat în tranzit prin Deva, în stația de autobuz undeva din... într-o stație de autobuz în Deva. Și ajuns acolo am verificat și firma care lucra la acel liceu. Dar, iară, revin la faza cu suntem puțini. Am fost două persoane. Până noi ne-am învârtit, au fugit, dar... Din fericire, cu ajutorul Inspectoratului Județean de Poliție, am identificat doi dintre ei. Nu erau din zona noastră, erau din zona Bacăului. Și am sancționat pentru muncă fără forme legale. Este un risc pe care și-l asumă angajatorul, mai ales aici, în construcții, pe munca fără forme legale. Cele mai frecvente accidente de muncă se întâmplă pe șantiere și sunt accidente care pot duce până la deces. Nefiind asigurat, partea penală intervine mult mai amplu decât atunci când există un contract de muncă, când există o instruire la angajare și, bineînțeles, instruirea periodică foarte importantă. Ce se descoperă pe construcții mai nou sunt probleme tehnice. Și asta nu-mi place, colegii mei sunt în alertă. În ce sens? Am sistat anul trecut, cred că, sau marea majoritate a proceselor verbale de sistare a activității au fost pe schele. Schelele sunt cele neconforme, schele care nu au acele podine complete, adică lucrează de pe, în mod normal sunt două podine pe schelă, ei lucrează pe una, sărind de pe una pe cealaltă. Nu au scara de acces, nu au mâna curentă să nu ai posibilitatea să cadă în gol. Nu au tălpile stabilite cum trebuie, sunt puse direct pe pământ, existând posibilitatea să cadă oricând. Cu toguschelă, exact. Nu există posibilitatea ancorării de către clădire dacă este mult mai înaltă decât ar trebui. Dar cred că trebuie găsite soluții și în astfel de cazuri, adică nu noi le poate fi... activitatea. Adică aici nu vă nu, jucați, nu, să spunem, nu sistem, le dați avertizmente nu, doar. Nu. Sistem schela, sistem activitatea pe schelă, iar când angajatorul vine cu un proces verbal de punere în funcțiune a schelei pe normativ, îi dăm drumul. Până atunci stă fără schelă și nu... Folosirea schelei în momentul sistării este penală și se sancționează este o infracțiune, se sancționează de către procurori 100%. Și mai există nepurtarea echipamentului de protecție. Și aici aceste probleme, pentru că cred că de fiecare dată când am discutat cu dumneavoastră, asta mi-ați spus, nu este folosit echipamentul de protecție. Aici sunt sau două... este poate pus la dispoziție echipamentul de protecție. Aici discutăm de două direcții. Direcția 1, când angajatorul nu pune la dispoziția angajatului acel normativ. Deși este obligat, pentru că el are o evaluare a riscurilor și are un plan de prevenire și protecție întocmit la nivelul locului de muncă și acel plan îi spune ce echipament de protecție trebuie să poarte lucrătorul. Și există partea cealaltă când îi se pune la dispoziție, dar nu-l poartă. De ce să port eu cască că nu cade mie nimic în cap? De ce să port bocanci cu bombeu metalic pentru că nu pică nimic pe picioare? De ce să port vesta reflectorizantă când mă aflu la înălțime? Există normativ, trebuie purtat. Chiar ieri, ca să facem o glumă, a apărut în spațiu public pe o rețea de socializare că se dărâmă gara Deva. Și pentru a fi construită una nouă. Sper că da. Și spunea cineva acolo pericol pentru călători. Am dispus o echipă să plece în control, dar fiindcă ploua, am zis, băi, facem un control mai amplu când va fi șantierul plin de lucrători ca să nu avem niciun fel de discuție. Dar am trimis inspectorii să vadă ce se întâmplă, urmând ca să facem și controlul la fața locului. Este securizat perimetrul? Este securizat perimetrul, deci de asta am și trimis să văd dacă este securizat perimetrul și la un moment dat, probabil că patronul fiind de față, a observat mașina ITM-ului și cu inspectorii de muncă, că suntem deja, mașinile se cunosc, și a pus mâna pe telefon, a strigat la un lucrător care se afla undeva sus. Ăla a coborât în viteză, s-a dus la mașină, a început să-și pună bocancii, casca, vesta și să se echipeze corespunzător.
poate nu că ați reușit poate că suntem să mișcați și, lucrurile poate și așa. Că suntem și niște sperietori, dar să înțeleagă lumea că nu suntem sperietori pentru că așa ne place nouă să speriem lumea, nu. Este siguranța, este în joc siguranța lor, viața lor, sănătatea lor și până la urmă cam ăsta e scopul. Deci urmează un... Și un alt control în ceea ce sunt, privește sunt locuri de muncă unde nu poți să închizi ochii, pentru că noi avem la ITM o statistică, cele mai multe accidente de muncă sunt în domeniul construcțiilor și nu la nivelul României sau a Hunedoarei, a României și la nivel mondial. Este o statistică a Organizației Internaționale a Muncii care spune că cele mai multe accidente de muncă se întâmplă în construcții. Și uneori chiar la cei care au o experiență destul de vastă în domeniu, pentru în că ei măsură. Sunt cei care au acea siguranță uneori dusă la extrem. Nu mi se poate întâmpla, lucrez de 20 de ani poate în construcții, știu eu mai bine ce am de făcut, nu pot să cad eu de pe schelă sau să pățesc altceva, dar statisticile spun altceva. Da, în mare măsură persoanele cu experiență au aceste accidente stupide până la urmă și faptul că nu pun bază pe instruirea SSM. Pentru că am observat și am discutat chiar eu cu niște lucrători în urma unui accident mortal, cădere de la înălțime, acolo era și problema alcoolului, dar tot cădere de la înălțime se numește. Am discutat și am spus, băi fraților, dar n-ați fost instruiți că nu aveți voie să consumați alcool, mai ales că vă urcați pe schele, sus, la locul de muncă. N-a fost cineva care să vă spună chestia asta, așa, n-ați semnat. Ce poate, dar cine ascultă ce spune ăla? Păi uite, n-ascult ce spune ăla, se întâmplă ce nu trebuie să se întâmple și atunci intervin alte probleme, familii rămase fără părinți, fără copii, fără... Nu e ok. Puteți să interveniți în cazul unor angajați care consumă alcool la locul de muncă? Aveți pârghiile necesare pentru a putea lua măsuri și din acest punct de vedere sau acest lucru revine în sarcina angajatorului? Legea 319 este extrem de clară. Spune foarte clar, responsabilitatea în domeniul SSM este a angajatorului. Și aici, pentru că la nivelul județului Hunedoara am avut desfășurat o campanie în luna iunie referitoare la serviciile externe. Mai avem 3 minute din această emisiune, da, așa că cu acest subiect cred că vom și încheia emisiunea de astăzi. O să închei repede cu serviciile externe. Am verificat serviciile externe și firmele la care ei își desfășoară activitatea. Și am constatat că unele servicii externe nu realizează că sunt responsabili chiar dacă de sănătatea, securitatea lucrătorilor, chiar dacă responsabilitatea vine a angajatorului. Și atunci nu putem interveni, să răspund până la final, nu putem interveni în momentul când se consumă alcool, dar dacă descoperim acest lucru, putem amenda sau sancționa unitatea pe nerespectarea măsurilor de SSM și pe coordonarea activității la nivelul unității. Deci este sancționat angajatorul. 100% angajatorul. Angajatorul poate fi sancționat de către angajator prin comisia de disciplină și pe linia legală existentă. În acest an ați aplicat amenzi destul de multe pe diferite domenii de activitate în urma controalelor pe care le-ați efectuat. Ne spuneți așa câteva cifre într-un minut? Da, s-au aplicat în domeniul relațiilor de muncă 84 de amenzi în valoare de 997.300 de lei, adică aproximativ 10 miliarde de lei vechi. Iar în domeniul SSM, 113 amenzi în valoare de 546.000 de lei, vă rog să mă scuzați, aproape 5 miliarde, deci în total aproape 15 miliarde de lei vechi. În mare măsură sunt pe muncă fără forme legale. Amenzile, pentru că ele sunt cele mari și foarte mari, 20.000 de lei pe angajat descoperit fără forme legale, iar amenzile pe SSM sunt mai mici, deoarece și cuantul amenzilor în SSM este mai mic. Continuați în activitatea și în această perioadă de control cu oamenii pe care îi aveți, că spuneați puțin mai devreme. Oamenii care avem și trebuie să asigurăm și noi că conform legii concedii pentru colegii noștri, așa cum și angajatorii trebuie să stabilească aceste concedii
și legea spune că în termen de 18 luni de la data expirării acesteia trebuie acordată. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi, că le-ați adus hunedorenilor cu siguranță informații prețioase, informații care poate uneori nu le sunt așa la îndemână, deși ar trebui să mai răsfoim și noi din când în când legile și să ne cunoaștem drepturile, dar și obligațiile, bineînțeles. Și vă doresc o vară liniștită. Sau să fiți pe fază mereu, nu? Și să aveți de lucru. Da, mulțumesc. Nu ne dorim neapărat de lucru, pentru că unul dintre rolurile ITM este și de îndrumare, nu doar de control. Și atunci nu e neapărat nevoie să citiți dumneavoastră legile. Întrebați-ne pe noi că vă răspundem. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!